Azi dimineață, după 6 luni de pauză, când am făcut primele 2 ture de antrenament și am văzut că n-am făcut spin, am mers mașina perfect, nu știu, m-am curățat așa spiritual de tot, eram zen, perfect, n-aveam nicio problemă, am meritat. Numărul 1 ar fi să nu fac mașina daună totală. După aia încerc totuși să merg cât se poate de aproape de parapet, fără să o fac daună totală. E o linie foarte, foarte fină. E foarte frustrant să mergi, creierul tău să spună gata, ai ajuns la limita limitei, să ai senzația că ai atins și după ce termin tura, să duci la mașină să n-ai nicio urmă pe mașină, să-ți dai seama că de fapt ai fost departe, gen. Îmi doresc să merg peste locul 6 la general, pe tot anul, dar în același timp, dacă termin pe locul 43, nu e absolut niciun fel de problemă, pentru că e pură distracție. Am făcut o verificare generală, am schimbat niște garnituri, am pus la loc un senzor de turație care nu era la locul lui, atârnat pe undeva. Mașina merge mult mai bine, ajunge în limitări, face niște chestii pe care anul trecut, din păcate, nu le făcea. Am 6 cauciucuri cu mine, sper să fie suficiente. Când făceam poze în 2009, eram foarte curios și îmi doream foarte tare să ajung în poziția aia în care să văd cum e să treci cu mașina atât de aproape de zidurile astea, care am văzut cu toții că nu iartă, adică ai atins și ești cam gata. Și mă bucur că am ajuns în poziția asta, n-a fost ușor, mulți bani, mult chin. Nu pot zic că mi-ar părea rău dacă aș face o daună totală, că înseamnă că ar însemna că am mers până la capăt, unde trebuie.